Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta, în vederea zidirii noastre și a credinței noastre, este în Psalmul 68, versetul 9. Psalmul 68, versetul 9, un singur verset, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, citesc traducerea Fidela: Tu, Dumnezeule, ai trimis o ploaie abundentă prin care ți-ai întărit moștenirea când a fost obosită. Amin. Este un cuvânt pe care l-a rostit împăratul David și sub influența Duhului Sfânt, David face aluzie la ieșirea poporului lui Israel din robia egipteană și la drumul prin pustiu. Timp de 40 de ani, sigur că au văzut atâtea lucruri, atâtea minuni, atâtea binecuvântări și una din binecuvântările pe care le doreau mereu în pustiu era ploaia, era apa, pentru că apa este problemă. Apa a fost problemă și la noi aici în California și iată că anul ăsta Dumnezeu s-a îndurat de noi și a trimis ploaie abundentă, abundentă. Și încă mai avem perspective și pentru săptămâna viitoare să avem iar două zile de ploaie. Ploaie este o binecuvântare, sigur, poate să fie și problemă, dar în primul și în primul rând, ploaia este o binecuvântare și trebuiește privită ca atare. Și oamenii la care nu te aștepți consideră ploaia o binecuvântare, mai ales atunci când vreme îndelungată a lipsit și pământul și animalele și oamenii strigă către Dumnezeu după ajutor în această privință. În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră din acest verset cu un mesaj pe care l-am intitulat Binecuvântare abundentă. Binecuvântare abundentă. Așa spune aici, o ploaie abundentă, bogată. Sunt trei lucruri pe care Duhul Sfânt ni le revelează în acest verset în legătură cu aspectul unei binecuvântări pe care Domnul o pregătește pentru copiii săi, pentru poporul său. Și primul lucru pe care îl scoate în evidență Duhul Sfânt prin cuvintele lui David este că binecuvântările lui Dumnezeu sunt mari, deci mărimea binecuvântării. Tu, Dumnezeule, ai trimis o ploaie abundentă. Binecuvântările Domnului nu sunt mici, sunt mari, sunt abundente. Aduceți-vă aminte de Psalmul 103. El spune, cuvântul Domnului acolo, David probabil, tot el este autorul inspirat de Duhul Sfânt, zice, El îți vindecă câte boli? Toate bolile tale. El te izbăvește din toate necazurile tale. Este abundență la Dumnezeu. Pentru că are putere. Este abundență pentru că El dispune de autoritate. Îl ascultă lucrurile care nu sunt. Așa cum va spune despre Avraam, despre care am auzit deja în seara aceasta, în Romani 4:17, Apostolul Pavel spune că Avraam s-a încrezut în Dumnezeul care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și îl ascultă. În mâna lui Dumnezeu este abundență. Binecuvântarea lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, este mare, uitați-vă la mărimea ei.
El îți vindecă toate bolile tale, îți iartă toate păcatele tale. Și când Domnul dă, El dă cu mână largă. El dă cu mână largă. Aduceți-vă aminte de istoria aceea cu evreii. S-au întâlnit câțiva evrei la oaltă, erau fermieri de profesie și dintre ei au vorbit cu unul care era mai cu nume între ei, mai bogat, mai bine așezat. Și a zis, cum se face că tu ai așa de mult? Atât de mult grâu, atât de mult porumb, atât de mult cartofi, la tine toate sunt multe și poți să faci bani mai mulți decât noi. Și a zis, foarte simplu, eu am făcut un contract cu Dumnezeu. Și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, eu fac un legământ cu tine. Cât săraci vin la mine, pe toți îi ajut. Le spun, dacă vin, vineți cu sacul, am o lopată și i-am spus Domnului așa, legământul meu cu tine este acesta, Doamne. Câte lopeți pun eu în sacul săracului, de grâu sau de porumb sau de cartof sau de ce-o fi, atâtea lopeți îmi pui tu înapoi. Nu trebuie mai mult. Și a zis el, asta e secretul meu. Asta e secretul meu. Vă știți că eu dau mult la săraci și Domnul mi-a dat înapoi. Da, mă, ți-a dat înapoi, dar cum să face că totuși ai mai mult decât noi? Și unii dintre noi au pământ mai mult decât tine. A zis, asta e diferența. Că Domnul se ține de promisiune. El îmi dă înapoi, numai că lopata lui Dumnezeu întotdeauna e mai mare decât a noastră. Decât a omului. Și de aceea zice, sacul meu crește mereu. Cât cu cât dau mai mult, cu atât îmi crește sacul mai tare. Că lopata lui e mai mare când îmi pune înapoi de unde am luat. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mare. Este mare. Dumnezeu nu este zgârcit. Deci aș vrea să încurajez biserica, poporul Domnului, pe ascultătorii noștri de la internet, pe oricine ne urmărește într-un fel sau altul, astăzi sau când vor găsi mesajul acesta pe internet, să nu credeți că Dumnezeul nostru este neputincios și El nu poate vindeca numai dureri de stomac, dar nu poate vindeca un cancer acut. Sau Dumnezeul nostru nu poate rezolva decât numai probleme de familie, dar nu poate rezolva probleme de business. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mare, are mărime. Tu ai trimis o ploaie abundentă, Dumnezeule. Abundentă. Și Dumnezeu și-a arătat față de noi, acum, în zilele acestea, față de statul California, că a trimis ploaie abundentă anul acesta și sfârșitul anului trecut, că s-au umplut din nou rezervoarele și bazinele care asigură apa pentru populație și pentru agricultură. Este mare Dumnezeul nostru. Este mare. Dacă te încrezi în El și în bunătatea Lui, ai experiențe binecuvântate cu El. Mi-aduc aminte și ceea ce ați venit în America, în vremea aceea, când am venit și eu, după anii 90, acum se întâmplă, am venit în 86, dar după anii la începutul anilor 90, era guvernator aici în California, Pete Wilson, un republican. Și țin minte și acum foarte bine că și pe vremea aceea, cam 6 ani la rând, n-a plouat în California. 6 ani la rând. Și a fost o secetă cumplită, o nevoie cumplită de apă. Orice discuție era apă. O să se închidă apa. O să ne dea ca și sub comuniști, numai o dată sau de 2 ori pe săptămână. Erau tot felul de discuții. Și mi-aduc aminte, parcă a fost ieri, că într-o zi, deschizând televizorul să văd ceva știri, a apărut guvernatorul, Pete Wilson, și a zis așa,
un breaking news, o adresă a guvernatorului Californiei către locuitorii statului California. Și adresa lui Wilson a fost ceva în felul următor. Doamnelor și domnilor, toți cetățenii statului California, suntem la un moment de cumpănă, de criză. De 6 ani de zile n-a plouat în California și parcă suntem pedepsiți de Dumnezeu. Asta a fost expresia. Și mă gândesc, a spus el, că Dumnezeu e supărat pe noi. Mă gândesc că e supărat pe noi. Că de la Hollywood merg toate gândurile rele și toate invențiile rele și umple lumea. Oamenii care sunt bogați uită de sărac și am făcut tot felul de legi de care ne este rușine. De aceea, a spus el, rog pe fiecare cetățean care are posibilitatea fizică și are voință și înțelege, pentru joi, cerea el, o zi de rugăciune și de post înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne ierte și ne rugăm lui Dumnezeu să trimită ploaie peste noi. L-a luat în derâdere. Mi-aduc și acum aminte comentariile politice. Bietul Pete Wilson acum se roagă lui Dumnezeu. Sigur că te rogi lui Dumnezeu, dacă te pocăiești și te întorci cu fața spre Dumnezeu, nu asta se întâmpla în Israel cel puțin pe vremea judecătorilor. Era rebeliune, apoi era pocăință și după aceea era eliberare. Ăsta era ciclu care se repeta mereu și mereu. Și joi, am anunțat și în biserică, cine era în biserică în vremea aceea, cred că ține minte, am anunțat în biserică și noi și am stat în post și rugăciune. Și vă spun, puteți să accesați pe internet, căutați știrea aceasta, undeva pe la ora 4 sau 5 după masă s-a întunecat cerul deasupra Californiei, dar peste tot în California. Au venit fulgere, trăznete și o ploaie puternică. Și mi-aduc aminte că la știri, breaking news, știrea națională în America, a plouat în California pentru că oamenii s-au rugat lui Dumnezeu. Și n-a plouat așa ca să ude praful, a plouat ca să avem apă. A plouat din belșug. Pentru că Dumnezeu, când dă binecuvântare, dă o binecuvântare abundentă. Glorie Domnului! Deci când ne uităm la binecuvântarea lui Dumnezeu, primul lucru care trebuie văzut este mărimea ei, este abundentă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem la binecuvântarea lui Dumnezeu este motivul, pe lângă mărime, motivul prin care ți-a întărit moștenirea. Motivul suntem noi. Și motivul este gloria Lui. Dumnezeu nu are un popor pe care să-l piardă. Are un popor pe care îl duce prin toate văile și prin toate încercările și prin toate pustiurile și prin toate luptele, îl duce, dar îl duce până în împărăția lui eternă. Pentru că dacă nu l-ar putea duce, făgăduințele lui n-ar avea niciun rost, niciun sens. Dacă Domnul nu este în stare să-și împlinească făgăduințele, atunci Dumnezeul nostru este la fel de slab ca idolii popoarelor. Dar Dumnezeul nostru este Creatorul cerului și a pământului. El este Cel care a murit pentru noi, ca noi să trăim. Și planul lui Dumnezeu, motivul pentru care te binecuvintează, este ca tu să fii binecuvântat, tu să fii întărit, tu să fii ridicat, casa ta să fie rezidită, biserica lui să fie sculată din morți și din stare de adormire, să o pună într-o stare fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Și scopul este gloria lui Dumnezeu. Când nouă ne merge bine, se glorifică Domnul. Se glorifică Domnul. Și nu dorești lucrul acesta să se înalțe numele Domnului? Cuvântul Domnului spune că tocmai de aceea am fost creați. Efeseni 1:12,
Zice Sfântul Apostol Pavel, am fost creați ca să slujim de laudă gloriei sale. Gloriei sale. Când Domnul ridică de pe patul de moarte un muribund, nu este gloria Domnului înălțată? Nu este numele Domnului înălțat? Când ridică Domnul o familie de pe punctul de dezbinare, de divorț, din criza cea mai mare, nu este Domnul înălțat? Și oamenii spun, în momentul cel mai de jos, când am crezut că nu se mai întâmplă nimic, a intervenit Dumnezeu. A intervenit Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu intervine și motivul pentru care intervine ești tu, sunt eu, este biserica Lui și motivul este gloria Lui. Mai ales în Vechiul Testament găsim mereu expresia aceasta, pentru numele meu, zice Domnul, voi interveni, pentru gloria Lui. Dumnezeu nu-și lasă numele să fie necinstit dacă noi falimentăm. O să falimenteze unul sau doi care nu vor să se trezească, s-au încăpățânat ca faraon și nu le trebuie să se mai roage numai mâine și mâine acela nu mai vine niciodată. Nu le trebuie să se pocăiască niciodată, numai mâine și mâine acela nu mai vine niciodată. Or fi și din aceștia. Dar Dumnezeu are un popor pe care îl duce de la A la Z, de la început până la sfârșit, pentru că El este Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Glorie numelui Său. Și în seara aceasta noi trebuie să învățăm. Binecuvântarea lui Dumnezeu este mare, este abundentă. Dacă te uiți la mărimea ei, este abundentă. Dacă te uiți la motivul ei, este binele tău, binele meu, binele nostru. Este creșterea noastră, este maturizarea noastră. Un popor care a văzut puterea lui Dumnezeu, care a înțeles cuvântul în primul rând și apoi împreună cu cuvântul a văzut minunile lui Dumnezeu. Este un popor zidit, este un popor maturizat, este un popor care nu se teme apoi de încercările care vin peste el, pentru că știe, am trecut prin altele similare. Dumnezeu a fost cu noi, Cel ce a fost cu noi ieri este cu noi și astăzi, pentru că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Este același. Asta a fost problema cu care, sau cuvântul, dacă vreți mai degrabă, cu care pastorul și profesorul universitar John Wimber, fondatorul bisericilor Vineyard, de aici, din Statele Unite, a mers printre academici, printre studenți, printre profesori, peste tot, după ce a descoperit pe Domnul și puterea Duhului Sfânt, se ducea și când ajungea în punctul de a demonstra puterea Evangheliei și puterea Duhului Sfânt, pune această întrebare. Pentru dumneavoastră am o întrebare. Credeți cuvântul acesta, Biblia, că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Da, credem, ziceau. Inclusiv profesorii universitari. Bun, zicea, atunci suntem pe drumul bun. A doua întrebare. Credeți că tot ce este scris în cartea aceasta este inspirat de Duhul Sfânt al Dumnezeu? Da. A treia întrebare. Credeți că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci? Da, credem. Păi atunci e simplu. De ce nu credeți în minuni astăzi? De ce nu credeți că Dumnezeu mai vindecă și astăzi bolnav și botează cu Duhul Sfânt? Dacă credeți că este același ieri, azi și în veci. Motivul pentru care lucrează Dumnezeu ești tu și este gloria Lui. Ești tu și gloria Lui. Uitați-vă în cartea aceasta pe care John Wimber a scris-o, surprins de puterea Duhului Sfânt, când era în Texas, la o adunare mare, unde au venit foarte mulți de la Dallas Theological Seminary, care este cea mai mare universitate baptistă din lume,
Și a venit spuma de profesor de la Dallas Theological Seminary să-l asculte și să-l prindă în cuvintele lui, că așa poți să-l dai pe un om peste cap, să-l prinzi în cuvintele lui, în ce a spus înainte. Să-i le pui în față și să spui, asta ai spus și uite, nu s-a întâmplat. Și când s-au întâlnit acolo, povestește acum profesorul universitar, doctorul Jack Deer, de la Dallas Theological Seminary, era profesor care coordona programele de doctorat și specialitatea lui era Duhul Sfânt. Deci era tema lui. Jack Deer coordona lucrările despre puterea Duhului Sfânt cu doctorii, viitorii doctori în teologie. Și spune Jack Deer, eram pe prima bancă și lângă mine aveam vreo 15 studenți doctoranzi, am zis, sunteți, să fiți atenți la fiecare cuvânt, notați jos, trebuie să fie prins în cuvintele lui. Și John Wimber și-a ținut predica, peste 3.000 de oameni în sală, a pus cele trei întrebări. Este Iisus Hristos același? Erați în veci, da. Atunci și astăzi facem minuni și lucrează, nu-L împiedică nimeni. Teoriile noastre care ne plac din denominațiile noastre nu trebuie să fie peste Biserica lui Hristos și peste Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci John Wimber a zis, acum ne rugăm și lăsăm pe Domnul să lucreze. 3 minute ne rugăm și s-au rugat în liniște. Au rămas pe locurile lor și s-au rugat în liniște și după ce s-au rugat, John Wimber zice, Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut că este aici o persoană, o femeie bolnavă cu cancer pe care Domnul o vindecă în seara aceasta. Să se ridice în picioare femeia aceasta. Nu s-a ridicat nimeni în picioare. Dar putea să se ridice oricine, dacă a zis este o femeie, deci așa, general, că mulți merg așa cu generalități și atunci, din general, poi nimeri pe cineva, că bolnav sunt între membrii biserici. Și Jack Deer din față spunea, mi-a părut bine, a zis, a falimentat, l-am punctat. La urmă, mă duc să stau de vorbă cu el. Dar John Wimber nu s-a intimidat și a zis, ok, mai spun o dată, că Domnul mi-a vorbit între timp și mi-a dat voie să spun și detaliile acestea. Este o persoană de parte feminină aici în biserică, bolnavă cu cancer, te cheamă Miriam, Domnul mi-a spus numele tău, Miriam, tu ieri ai fost la doctor, ai cancer la laringe și ți-a dat puțin timp de trăit. Dar Miriam, ridică-te în picioare că Domnul te vindecă în seara aceasta. Jack Deer, profesor universitar de la Dallas Theological Seminary, când a auzit lucrul acesta, a început să tremure, i-a tremurat mâna și a scăpat pixul jos, pentru că Miriam era cumnata lui. Și tocmai el fusese și cu soția lui, cu ea la doctor cu o zi înainte și în auzul urechilor lui a spus doctorul lucrurile acestea. Și a zis, de unde știe omul acesta? Și a zis, înseamnă că tot ce am știut până acum este teorie omenească. S-a dus în fața lui John Wimber și a spus, eu am venit să te prind în cuvintele tale, dar m-a prins Domnul în cuvântul lui, te rog să mă ierți. Rogă-te pentru mine să mă ierte Domnul și rogă-te Domnului pentru mine să mă umple și pe mine cu Duhul Sfânt. L-a botezat cu Duhul Sfânt acolo, pe loc, în fața tuturor. L-au dat afară de la Dallas Theological Seminary, dar mai sunt universități multe în America, așa că s-au grăbit alții să iau un om de valoare aceasta, cu experiența aceasta. Binecuvântările Domnului au mărime, au motiv. Și motivul ești tu și cu mine, să fim zidiți, să fim întăriți și să putem împreună cu Domnul să ajungem la capăt. În Canaan,
Și apoi, în al treilea rând, când e vorba de binecuvântare, pe lângă mărime, pe lângă motiv, este moment. Când a venit ploaia? Când moștenirea ta a fost obosită. Momentul binecuvântării este tocmai când ai ajuns la capătul puterilor omenești și spui, nu mai este soluție omenească. Sigur că nu mai este. Dar este soluție dumnezeiască. Lipsa soluțiilor noastre omenești este abundență pentru soluțiile lui Dumnezeu. Când poporul Domnului este obosit, când tu personal ești obosit, când ai ajuns la capătul puterilor, când nu mai știi încotro să mergi și ce hotărâre să iai, e destul un cuvânt de la Dumnezeu și cuvântul acela te zidește. E destul un cuvânt de la Dumnezeu și cuvântul acela îți schimbă toată direcția. Am mărturisit și lucrul acesta, dar mai spun o dată pentru că potrivește la ceea ce vă spun. Am fost chemat cu câțiva ani în urmă, nu de mult, am fost invitat la Bistrița. Bistrița a sărbătorit 30 de ani de la deschiderea Bisericii Sfânta Treime. Biserica care a fost demolată pe vremea comuniștilor și apoi a fost reconstruită imediat după Revoluție și cred că în 2018 au sărbătorit 30 de ani de la reconstrucție și m-au chemat pe mine să fiu vorbitorul lor principal pentru sărbătoarea aceasta. Am călătorit special deci pentru acest scop la Bistrița. Și mi-aduc aminte că în seara a doua a sărbătorii, când am ajuns la biserică, m-a întâmpinat pastorul bisericii, doctorul Viorel Deiac, era păstor atunci, m-a întâmpinat în holul bisericii și ducându-mă spre amvon, cu sala arhiplină, mi-a zis, frate Gog, știu că în seara aceasta sunteți invitat în familia fratelui Petrică și a sorei Lenuța Sigartău, să aveți părtășie și masă după terminarea bisericii, dar nu o să mergeți. Și pe mine m-au chemat, nici eu nu mă duc. Avem o problemă așa de mare încât am nevoie, eu trebuie să rămân să rezolv problema. Și m-am gândit că nu pot să o rezolv singur, trebuie să rămâneți cu mine să mă ajutați să rezolvăm problema. Va fi nevoie de câteva ore, vom sta până pe după miezul nopții. Dar frate păstor, eu am venit aici să vă slujesc. Cum îmi spuneți dumneavoastră, așa fac. Și când am ajuns la amvon, s-a plecat și mi-a spus, zice, m-a întâmpinat o soră când am sosit aici și sora aceasta mi-a zis, frate, situația mea este situație disperată. Eu nu pot să dau ultimatum la Dumnezeu, nici dumneavoastră ca păstor, dar în seara aceasta eu am venit pentru ultima dată la biserică. Dacă în seara aceasta nu-mi rezolvă Dumnezeu problema, până mâine dimineață eu mă sinucid și cine știe ce mai fac în casă. Astea au fost cuvintele. Așa că vă rog frumos să veniți după terminarea serviciului și să stați de vorbă cu noi, ne ascultați, ne mai spuneți ceva, vă rugați cu noi, poate aveți un cuvânt din partea Domnului, pentru că ăsta este capătul. Nu putem merge mai departe, mai ales eu, spunea dânsa. Și, frate Gog, trebuie să rămâneți cu mine, că nu mă pot duce singur acolo, sigur. Am predicat cuvântul Domnului. Și m-am întâlnit cu frați, am vorbit, au plecat tot și am rămas eu cu fratele Viorel Deiac. Și fratele Viorel vine și zice, nu, frate Gog, zice, am rămas numai noi doi, au plecat toți, mergem la masă, la fratele Petrică și la sora Lenuța Sigartău. Și am zis, eu m-am zis, mă, uitat că are probleme. Frate Viorel, ați uitat de familia asta, trebuie să mergem acolo unde sunt necazuri.
Eu prefer să renunț la masă, cu toată prietenia gazdelor care ne-au chemat, dar asta este mai mare nevoie. Și fratele Viorel a zis, nu, frate Gog, când s-a terminat serviciul divin, sigur, și dumneavoastră ați vorbit cu alte persoane, n-ați fost atent, prima persoană care a venit la mine a fost sora aceea. Și a zis, frate Viorel, nu mai trebuie să veniți în seara aceasta în casa mea. Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta prin cuvânt, eu știu ce am de făcut și toate sunt la loc. Praise God, yes, mărit să fie Domnul. Și ne-am dus la masă. Pentru că Dumnezeu și-a întărit moștenirea când era obosită. Momentul în care intervine Domnul este când omenește, nu mai ai soluție. Când puterea omenească s-a dus, când rațiunea omenească nu mai există și nu mai poți concepe ce ar putea face, ce am putea face. Și atunci intervine Domnul cu puterea Lui supranaturală, cu puterea Duhului Sfânt. Te întrebi în seara aceasta, mai face Dumnezeu binecuvântări pentru poporul Său? Mai face. Mai face Dumnezeu minuni? Mai face. Mai face Dumnezeu vindecări miraculoase? Mai face. Mai vindecă Dumnezeu familii și relații nenorocite? Mai face. Mai ridică Dumnezeu biserici care sunt în stare de apatie? Ridică. Dumnezeu poate toate lucrurile. Și vrea să facă lucrul acesta cu tine și cu mine, cu noi. Binecuvântarea Lui este mare, are mărime, este abundentă. Binecuvântarea Lui are motiv. Ți-ai zidit moștenirea prin aceasta. Motivul suntem noi și gloria numelui Său. Și binecuvântarea Lui are moment când moștenirea ta era obosită, era la capătul puterii. Ce bine este că și pentru noi a intervenit Dumnezeu în vremea aceasta, ne-a rânduit în biserică un păstor, ne-a rânduit o binecuvântare, ne-a rânduit lucruri pentru ca toate lucrurile să meargă după planul lui Dumnezeu. Nu-i mare Domnul? Nu-i minunat Dumnezeu? Este mare, este minunat. Numai să ne încredem în continuare în El și să vrem să lucrăm împreună cu El. De aceea aș vrea să te încurajez în seara aceasta, uită-te la binecuvântările Domnului, uită-te la măreția Lor, uită-te la momentul în care Dumnezeu a știut să intervină. Pot să mărturisesc multe lucruri când Domnul a intervenit în viața mea, a intervenit în casa mea și am zis, iată mâna lui Dumnezeu, când? Când nu s-a mai putut, când n-am mai știut încotro să mă duc sau când starea era cea mai de jos, m-a ridicat, nu? Din moarte, de două ori, pentru că mâna Lui este mare, mâna Lui este puternică. De aceea dau glorie lui Dumnezeu și laud pe Dumnezeu pentru binecuvântările Lui și pentru abundența de har cu care a lucrat în viața mea, în casa mea, în Biserica Emanuel și a lucrat în viețile celor care s-au încrezut în El. Mărit să fie Domnul! Haideți, ne ridicăm în picioare și rugăciunea care urmează, poate ești la capătul puterilor. Ești obosit și ai zis ca și sora aceasta din Bistrița. Eu nu știu cine e, n-am întâlnit-o, dar ai zis, sunt la capătul puterilor. Și cum spunea femeia din Sarepta Sidonului, mâncăm plăcinta aceasta, eu și fiul meu, și după aceea murim. Și n-au murit, au văzut minunea lui Dumnezeu. Nu vei muri, vei vedea minunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Nu-ți va muri copilul, nu-ți va muri soțul sau soția. Vei vedea îndurarea Domnului, pentru că Domnul te ridică, Dumnezeu te binecuvintează, El își întărește moștenirea și moștenirea Lui ești tu și cu mine. Așa cum de multe ori Dumnezeu spune, Israel, moștenirea mea, biserica, moștenirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm Domnului să rămână Domnul în viața noastră și noi să putem să avem urechea deschisă ca să auzim ce ne vorbește Domnul și să ne putem încrede în El în orice vreme
pentru că se merită să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Ne rugăm Domnului.